A, nu Record. a găsit așa zi, Mihaela. Poți dai tu Ok. record atunci? Da. Am Ok, dat și perfect. zice record. Ok. În Bun. regulă. Hai, succes, spor! Mersi. Ok. Bun. Deci, prezentarea pe care am propus-o la Hackathon-ul din ianuarie se numește Image-Based Phishing Detection Using Deep Learning. Nu mai puțin să să ascund asta. Bun. Pentru introducere voi prezenta contextul și scopul principal al ideii, abordarea pe care am ales-o, cum am colectat datele de antrenare și de test, puține teorie despre țele neurale și despre o metodă relativ nouă numită Transfer Learning, care ajută la reducerea nevoii de date și la scăderea perioadei de antrenare. Apoi o rețea un pic mai complexă numită siameză. Vom vedea câteva vizualizări din timpul procesului de antrenare, cum se face predicția și niște exemple de test. Iar la final vă voi răspunde la întrebări. Pentru a introduce contextul, vă voi vorbi despre unul din produsele la care lucrăm în echipa de Application and Threat Intelligence, și anume RepSheets, un sistem în care adunăm informații despre actori malițioși. Și un astfel de RepSheet, practic un document în care stocăm metadate, arată în felul următor. Un RepSheet are asignat o adresă IP și un tip al maliciozității, ce poate fi phishing, malware, exploit. În cazul de față, fiind vorba despre un phishing, flow-ul care ne duce la crearea unui astfel de RepSheet începe cu un URL. Acesta este primit ca input de o componentă numită fetcher, care extrage pagina HTML și de asemenea face și un screenshot al paginii randate. În momentul de față, avem niște clasificatoare care conțin și algoritmi de machine learning, dar nu numai, și antiviruși care procesează și analizează acest HTML, iar detecțiile de la ele sunt agregate, astfel încât dacă avem cel puțin două detecții, un RepSheet de phishing va fi creat. Dar, cum vă spuneam, noi stocăm și imaginile, screenshot-urile acestor pagini, și dacă vedeți, sunt afișate și ca informații în RepSheet. Și atunci când lucram la unul din aceste clasificatoare, încercând să validez manual predicțiile, mi-am dat seama că mie mi-era foarte ușor să mă uit la screenshot, să identific website-ul, îl comparam cu domeniul din URL și așa îmi dădeam practic seama dacă era vorba de phishing sau nu. Și atunci m-am gândit de ce să nu antrenăm o rețea neurală convoluțională, un tip de rețea care este specializată pe aplicații de genul clasificare de imagini. Și odată antrenată o astfel de rețea, să putem în timp real, având ca imagine o input, să venim cu o detecție în plus, care agregată cu ceea ce avem deja, să contribuie la o rată mai mare de detecție de phishing. Pentru aceea am început mai întâi cu partea de research și am găsit un paper pe care l-am notat aici jos, care propune o abordare bazată pe detecție de imagini similare. Practic, primul pas este să ne alegem un set bine definit de domenii de website-uri legitime și acestea vor fi, să zicem, garantate că sunt legit pe baza domeniilor. Va trebui să adunăm o serie de pagini ale acestor website-uri pentru a învăța identitatea fiecăruia.
Și odată învățat ce este unic fiecărui website, paginile cu, zicem, trăsături similare vizuale vor fi considerate phishing, cele din zona roșie, iar cele cu trăsături diferite vor fi considerate alte pagini legitime. O limitare care rezultă din această abordare este faptul că modelul va fi capabil să detecteze doar phishing, care seamănă foarte mult cu aceste trusted website-uri. Dar în același timp, unul din marele avantaje este că un website poate fi învățat pe parcurs și integrat în model, fără să schimbăm arhitectura rețelei neurale. Primul pas a fost cel de colectare de date. Primul pas care, în același timp, durează și foarte mult. Mai întâi, setul de antrenare, care constă din 48 de website-uri, aproximativ 800 de screenshot-uri, și el a fost folosit pentru antrenare ca să învățăm ce este unic fiecare website. Pentru setul de test, avem o dată phishing care targetează aceste 48 de website-uri, aproximativ 500 de screenshot-uri, dar și un test de website-uri autentice, altele decât cele folosite în antrenare. Acum puțină teorie despre rețelele neurale. Am pus aici un exemplu simplu, numit multilayer perceptron, în care avem mai întâi un layer de input, practic vor fi valorile, neuronii de pe inputul de layer vor fi valorile exemplului de intrare, să zicem că în cazul de față o imagine. După care un nivel numit hidden și cel de output, aici am pus un singur neuron. Deci în care putea să fie o clasificare. Parametrii modelului sunt notați cu W, numiți și weight-uri, și în același timp pentru fiecare neuron din hidden layer și din output layer avem câte un parametru numit bias. Practic, aceștia sunt parametrii modelului care vor fi ajustați în timpul antrenării. Ce se întâmplă la nivelul fiecărui neuron? Se va face o înmulțire între weight-urile care intră în acest neuron cu input-urile de la celălalt capăt al conexiunilor dintre neuroni. Se va face o sumă între ele plus bias-ul neuronului și la final se va aplica o așa numită funcție de activare, aici am notat-o cu G, care introduce non-linearitate în model. Practic e ceea ce definește și separă o rețea neurală de alți algoritmi de machine learning, faptul că introduce non-linearitate. Odată obținut output-ul, să zicem că plecăm cu o imagine, parcurgem nivel cu nivel, facem aceste adunări, înmulțiri și adunări, aplicăm funcțiile de activare și obținem un output. Fiind vorba de o învățare supervizată, noi știm deja ce output vrem să obținem. Și atunci nu ne rămâne decât să facem o comparație între output-ul scos de rețea și ceea ce ne așteptăm noi să obținem. Și atunci tot ceea ce trebuie să facem este să calculăm o funcție de loss. În exemplu de față facem o diferență între Y, expected, predicted, și ridicăm la putere. În cazul problemelor cu input de genul imagini, în schimb, avem nevoie de ceva mai complicat. Și aici am să vă dau un exemplu de rețea neurală convoluțională, care constă din layere care, computaționale care se aplică secvențial, fiecare rezultând într-un volum de dimensiuni diferite. Aceste layere, numite convolutional, convoluționale și pooling,
sunt responsabile de a învăța trăsăturile din input. Și complexitatea acestor feature-uri crește odată ce înaintăm, ce ne ducem din ce în ce mai adânc în rețea. De exemplu, dacă primul nivel se ocupă cu detectarea unor linii, următoarele se uită să detecteze texturi, apoi niște pattern-uri, apoi vor fi în stare să detecteze părți din obiecte și, în final, chiar obiecte. Operațiile de bază, din, după cum vă spuneam, că avem leere de convolutional și pooling, sunt mai întâi operația de convolution. Dacă considerăm input-ul o matrice simplă de 5x5 și un filtru de 3x3, atunci, aplicând acest filtru pe bucăți din input, înmulțim practic fiecare element din o fereastră din input cu numărul corespunzător din filtru și adunăm, atunci vom obține un output de 3x3. Practic, acest filtru va conține acele weight-uri W care vor fi ajustate de-a lungul antrenării. Noi vom pune o condiție pe output și să spunem că este o funcție de loss și parametrii filtrului vor fi ajustați pentru a satisface această condiție. A doua operație de pooling este mai simplă, poate fi max pooling, să calculeze maximul pe părți din imagine sau average, media, și nu conține parametri. Unul din rolurile acestei operații este să reducă dimensiunea inputului. Odată însă cu creșterea complexității acestor rețele, odată ce numărul de nivele și de neuroni crește, crește și nevoia de date. O rețea de clasificare de imagini, de exemplu, are nevoie de milioane de exemple pentru a obține o performanță bună. Și nu întotdeauna avem la dispoziție atât de multe date. Și pentru aceasta s-a inventat această tehnică numită transfer learning, în care practic putem să transferăm cunoștințe dintr-un task A către un task B. Practic, știind de o aplicație asemănătoare cu cea pe care vrem să o rezolvăm, o aplicație care acceptă același input pe care vrem să-l acceptăm și noi, cum ar fi imaginile, și dacă avem deja o rețea antrenată pentru acest task pe foarte multe exemple, atunci putem să păstrăm o parte din rețea, cum ar fi aici nivelele colorate în portocaliu, și putem să înlocuim doar partea de final, aceste leere verzi numite și dense, pentru că avem conexiuni între fiecare neuron din leerele anterioare și următoare. Și în final putem să facem un fine-tuning doar pe setul task-ului pe care vrem să-l rezolvăm. Și acesta este exact lucrul pe care l-am făcut noi. Am preluat una dintre cele mai cunoscute rețele deja antrenate pe milioane de imagini, am ajustat-o înlocuind această bucată de dense layers și am antrenat-o pe setul nostru mai mic. În continuare am preluat acest model preantrenat și l-am incorporat într-o rețea mai complexă numită siameză. O rețea siameză își propune să învețe asemănarea dintre două imagini. Ea a fost folosită cu succes în aplicații de genul detecție facială, unde ne interesează ca modelul să identifice fața unei persoane în poze diferite. Și în mod asemănător poate fi folosită și în cazul nostru, unde vrem ca modelul să învețe că pagini ale aceleiași website sunt asemănătoare. Inputul între o rețea siameză este reprezentată de un triplet.
Prima imagine se numește ancora, apoi exemplu pozitiv, care trebuie să fie din aceeași clasă cu ancora, și exemplu negativ, care trebuie să fie din altă clasă, adică din alt website. Tripletul acesta va fi dat ca input către un model numit embedding, practic este rețeaua pe care noi am preluat-o preantrenată, și ca input vom obține o încodare sau un embedding al fiecărei imagini, să spunem că e FDA, FDP și FDN. Scopul antrenării este să ajustăm parametrii din embedding model, astfel încât încodarea dintre încodarea a imaginii A și a imaginii B să fie asemănătoare, iar încodările imaginii A și N să fie diferite. Adică distanța dintre F și A și FDP să fie mică și distanța dintre F și A și FDN să fie mare. Pentru a satisface această condiție, ne trebuie, bineînțeles, o funcție de loss. Și având ca input trei imagini, să spunem că definim distanța dintre A și P ca norma euclideană la pătrat, deci distanța, mai întâi calculăm distanța dintre FA și FP, calculăm distanța euclideană și o ridicăm la pătrat. La fel pentru distanța dintre A și N. Și atunci ce ne interesează este ca distanța dintre A și P minus distanța dintre A și N să fie mai mică sau egal ca 0. Zicem că este o soluție trivială. Dar în practică se obișnuiește să se mai adauge încă un parametru alfa, cum e în exemplu de aici, pentru a împinge granița dintre exemplu pozitiv și exemplu negativ. Și atunci funcția de loss va fi maximul dintre această expresie și 0, pentru că funcția de loss trebuie să fie pozitivă. Și atunci când expresia este mai mică ca 0, nu ne interesează exact valoarea cât de negativ e și o să spunem că loss-ul este 0. Noi vrem să penalizăm modelul atunci când distanța dintre A și P minus distanța dintre A și N plus alfa este mai mică decât 0. Este mai mare ca 0. Și atunci loss-ul va fi mai mare ca 0 în exemplul acesta. Dar acum haideți să vedem și ce am reușit noi să obținem. Și aici am niște vizualizări din timpul antrenării. Practic am folosit un algoritm de reducere a dimensiunii. Am redus output-ul, acel FDA, în 2D pentru a putea vizualiza distanțele dintre embedding-uri. Deci aici fiecare punct reprezintă un embedding al unei pagini din setul de antrenare. Și culorile sunt asociate website-urilor. Și vedeți că înainte să începem antrenarea, toate punctele erau într-un mare cluster. Odată ce am început antrenarea, prima iterație cu 20.000 de triplete de imagini selectate random, deja au început să se formeze niște clustere. În iterația a doua am luat exemple dificile, asta însemnând că poate că am luat pagini ale aceluiași website care nu erau chiar atât de asemănătoare și pagini ale unor site-uri diferite, dar poate că aveau ceva în comun. Asta ajută cumva la o învățare mai rapidă. Iterația a treia, în care am continuat cu exemple random, după care am mărit parametru alfa pentru a distanța mai mult exemplele negative de cele pozitive. Și vedeți că deja au început să se separe mai multe clustere. Și ultima iterație pe care am reușit să o obținem în cele trei zile de hackathon este aceasta. Din păcate nu este imaginea finală pe care ne-o dorim. Scopul final este să avem clustere bine definite și separate unele de altele.
Odată obținute aceste clustere, putem să considerăm că avem o bază de cunoștință. Și această bază de cunoștință va fi folosită pentru predicții. Practic, pornind de la o imagine de test care va fi dată ca input către același model de embedding folosit la antrenare, vom obține encodarea imaginii de test. Aceasta va fi comparată cu ceea ce avem în baza de cunoștințe. Vom extrage cel mai apropiat punct și dacă distanța dintre ele este mai mică decât o limită bine definită, atunci modelul va prezice că este phishing al clasei asociate acelui punct, cel mai apropiat. Altfel, va prezice că este o pagină autentică. După antrenare, bineînțeles că trebuie făcută și o evaluare. În cazul de față, pentru că noi nu am reușit să terminăm antrenarea, datele nu sunt atât de relevante, dar am notat totuși ce numere am obținut. De exemplu, pe setul de test am obținut 104 detecții corecte de phishing și targetul a fost detectat și el corect. Iar un set de test de alte pagini legitime, 50 din ele au fost detectate greșit ca phishing. Mai important însă, cred că sunt niște exemple de test pe care le-am pus aici. Mai întâi, o pagină de phishing a companiei Chase, care a fost detectată corect. Aici în dreapta avem cea mai similară imagine din setul de antrenare și am putea spune că modelul generalizează destul de bine, având în vedere că imaginea din background diferă. Dar avem și o altă pagină de text, de test, o pagină de phishing a Google, care a fost clasificată ca phishing de Dropbox, pentru că cea mai similară imagine, deși este o pagină deschisă tot din Google, e de fapt un phishing de Dropbox. Și acum să vedem și niște exemple legitime. Avem o pagină sign-in dintr-un alt site care a fost corect clasificată ca legitim, deși aici am pus cea mai similară pagini din setul de antrenare, distanța dintre ele a fost mai mare decât acea limită. Dar și un exemplu legitim care a fost greșit clasificat ca phishing de Microsoft, cel mai probabil din cauza zonei relativ mari albastre. Ok, aceasta este prezentarea. Acum, dacă aveți voi întrebări, puteți să-mi scrieți și pe chat. Dacă nu, am văzut... O să vă întreb ceva? Da, sigur. Ok. Care e obiectivul la acel phishing? Să verificăm furtul de... să facem studiu pe partea de drept de autor și plagiat? Te referi la paper-ul pe care noi l-am preluat? Da, obiectivul ăsta de phishing, ca să verificăm dacă bunul nostru, care îl considerăm un bun cu drepturi, să verificăm dacă cineva ne-l plagiază. Scopul. Ok, nu neapărat al nostru, efectiv. O să nu al vostru neapărat, eu vorbesc în această prezentare. Ok, da, în principiu poate să fie orice site care... odată ce tu știi cum arată, știi domeniul, care este domeniul autentic, în momentul în care găsești ceva foarte asemănător, da, poți să spui că este, dar nu e vorba de plagiat aici, e vorba doar de o încercare malițioasă de a-ți reproduce, de a reproduce un website autentic, că până la urmă scopul phishing-ului este să fure oamenilor date personale. Okay, încearcă să te păcălească că ar fi un anume website ca să-ți bagi acolo userul și parola sau date bancare și așa mai departe.
iar Mihaela cu colegii a încercat să detecteze vizual faptul că site-ul este cumva schimbat și nu concordă cu originalul pe care, în care modelul are încredere. Am înțeles. Eu nu vreau să fac o acuzație. Am vrut să înțeleg mai clar scopul și cu ce te ajută foarte mult aspect, această metodă de phishing. Mă scuzați. Da, s-a înțeles întrebarea. Nu, stai liniștit. E ok. Aceste repșituri și informații pe care noi le colectăm sunt folosite de device-uri de securitate care protejează companiile și rețelele interne ale companiilor de trafic de pe aceste IP-uri pe care noi le detectăm ca malițioase. Deci scopul final al acestor repșituri este să, să zicem, să blocăm trafic. Există device-uri care pur și simplu blochează traficul de pe aceste IP-uri, care doar notifică clientul că, vezi, avem trafic pe IP-ul ăsta și noi știm că e malițios și să luați măsuri. Mihaela, cred că e o întrebare pe chat. Da. Ok. Ce acuratețe are momentan modelul? Mulțumesc. Da, deci noi am continuat adiacent acest proiect și este încă în perioada de antrenare. Adică nu avem date pe un set de test, avem un set de validare, să spunem, și pe un set de phishing avem cam 60% de detecții corecte și pe un set legitim 95% de detecții corecte, legitime. Dar nu pot să dau niște numere, niște cifre corecte care să-mi evalueze modelul. Acum o să mai am o întrebare, da. dacă pot. Cum se procedează pentru a adăuga alte site-uri în baza de cunoștințe și dacă procedura este oare similară cu cea în care un site își schimbă aparența, să zicem, sau design și așa mai departe? Da. Deci, practic, partea asta de antrenare este un proces continuu. Pentru a adăuga site-uri noi, practic, trebuie să luăm pagini din site-ul respectiv, să construim noi triplete între site-urile vechi pe care le avem în baza de cunoștințe și site-urile noi și să continuăm antrenarea. Practic, să învețe că noile website-uri sunt diferite de cele pe care le știe deja. Ok, și bănuiesc că atunci când se schimbă designul, se întâmplă cam același lucru. Cam același lucru, da. Va trebui din nou să luăm paginile noi, să... În același timp trebuie păstrate și cele vechi, pentru că phishing-urile nu se schimbă odată cu paginile autentice. Pot să fie în continuare reproducere ale versiunilor vechi ale website-ului și atunci cumva va trebui să învățăm modelul că imaginile vechi, versiunea veche a website-ului este în continuare asemănătoare cu cea nouă. Ok, am înțeles. Văd că mai e o întrebare pe chat. Ok. Legat de transfer learning, ce model inițial a fost ales? Da, am ales VGG16, ce weights au fost alese pentru inițializare. Iar ca weight-uri am folosit cele obținute în urma antrenării cu setul ImageNet. Dar nu vrem să ne limităm la VGG16, noi am luat VGG16 pentru că e cel pe care l-au folosit și autorii din paper și am vrut, fiind vorba de un hackathon și eram constrânși de timp, am zis să luăm modelul pe care autorii paper-ului l-au găsit ca fiind cel mai bun, dar nu ne vom limita la el. Vom încerca și alte, cum ar fi Inception, de ce nu și un ResNet. Aici e un compromis între complexitate și timpul de antrenare. Nu cred că am menționat aici, fiecare iterație din
antrenare a durat undeva între 10 și 20 de ore pe un desktop. Acum am descoperit GPU și am o îmbunătățire de 60 de ori pe etapa de antrenare. Ok, aș vrea să merg mai departe pentru că nu vreau să luăm din timpul de la final de la quiz. Și ca exemplu, am pregătit aici o clasificare de imagini bazate tot pe pagini, screenshot-uri ale website-urilor. Am selectat 10 website-uri din setul pe care l-am folosit și pentru hackathon. Și voi merge pe o clasificare clasică. Vreau să încerc să antrenez două modele. Unul bazat pe multi-layer perceptron și al doilea pe rețele convoluționare. Să vă arăt cum arată performanța, acuratețea și losul. Și pe baza celor grafice, apoi vă voi da și quiz-ul. Bun. Deci, pentru început, vom încărca dataset-ul și vom face o analiză pe el. Deci, voi obține în X-Train pozele de antrenare, în Y-Train label-urile, care vor fi numele site-urilor, respectiv X-Test pozele de test și label-urile pentru imagine de test. Și ca să vedem dimensiunile, imediat, numai un pic să se încarce dataset-ul, ca să vedem dimensiunea X-Train, care va fi mai întâi numărul de imagini, deci avem 566 de imagini, înălțimea și lățimea pozei, 224x224 și numărul de canale este 3, pentru că avem poze color, practic avem pentru fiecare pixel 3 valori. Iar pe setul de test avem 294 de poze cu aceleași dimensiuni. În Y-Train vom avea un array doar de 566 de elemente, practic sunt numele site-urilor, respectiv 294 de elemente pentru setul de test. Și ca să fim singuri, avem și 10 clase, 10 website-uri. O operație care se practică de obicei este cea de preprocesare, să împărțim pixele încât să obținem valori între 0 și 1. Și de asemenea, pentru că vă spuneam că avem string-uri, numele website-urilor, și de obicei aici folosim TensorFlow și Keras, nu acceptă string-uri, trebuie să mergem pe valori întregi, am transformat string-ul în valori. Și ca să vă arăt un sample de poze random, ca să vedeți cam ce site-uri avem aici, Bank of America, Facebook, Apple, PayPal, Adobe, Amazon. Cam așa arată poze din setul de antrenare. Și un prim model, un prim clasificator, am zis că o să fie bazat pe o rețea multilayer perceptron. Mai întâi vom transforma imaginea într-un singur array, adică un array unidimensional, care va fi 224x224x3, adică 150.528, după care un nivel cu 128 de neuroni, 64, 32 și în final nivelul de output cu 10 neuroni, câte unul pentru fiecare clasă. După care vom compila modelul. Prin compilare, de fapt, trebuie să setăm niște parametri importanți. 1. Funcția de loss, da? Deci trebuie să optimizăm ceva. Cum optimizăm? Practic este metoda prin care obținem acele weight-uri care ne dau o funcție de loss mică, optimizatorul, și pentru că ce nu poate fi măsurat nu există, ne trebuie și o metrică să evaluăm performanța modelului.
În cazul de față am ales acuratețea. Antrenarea se va face pe setul de X-Train, Y-Train și validation data am pus X-Test, Y-Test. Am pornit antrenarea pe 50 de epoci și avem odată loss-ul care trebuie să crească cu fiecare iterație și acuratețea care ar trebui să crească. Vedem însă că acuratețea nu crește foarte mult, e în jur de 15%. Avem aici și un plot cu evoluția acurateței de-a lungul iterațiilor de antrenare pe setul de test cu albastru și cu portocaliu pe, deci cu albastru pe setul de training și portocaliu pe setul de test. Și vedeți că aproximativ sunt în jur de 15%, o valoare foarte mică. Respectiv loss-ul, care într-adevăr scade pe setul de antrenare, dar nu este o valoare foarte mică. Și al doilea model, bazat pe o rețea neurală convoluțională, avem două nivele convoluționale și un nivel max pooling, după care ultimul nivel de output cu 10 neuroni. Folosim aceeași funcție de loss, același optimizator și calculăm acuratețea. Antrenarea se va face pe același set X-Train și testul pe același set. Din păcate, aici durează ceva mai mult și nu trebuia să pornesc această celulă, dar cred că pot să opresc. Bun. Spuneam că întrebările vor fi bazate pe acest output pe care l-am obținut. La ce vreau să vă gândiți? Nu contează atât de mult modelul pe care l-am arătat eu aici. Vreau să vă gândiți așa, în mod generic, că avem un model, îl antrenăm și obținem o valoare mică a acurateței, atât pe setul de test, dar și pe cel de antrenare. Și întrebarea este, de ce? Care sunt cauzele pentru care modelul nu are o acuratețe bună, nici măcar pe setul de antrenare? Iar în al doilea caz, avem un model care va obține o acuratețe bună. Dacă ne uităm aici, deja a ajuns la 99% acuratețea pe setul de antrenare, dar pe cel de validare sau de test, mai exact, avem 60%. Ok, cred că pot să opresc, că durează prea mult. Și dacă ne uităm la acuratețea pe setul de antrenare, e aproape de 1, pe 100%, pe setul de test e undeva la 60%. Loss-ul e aproape de 0 pe setul de training, dar scade la început, dar crește pe setul de test. Ok, întrebările acestea le-am trecut într-un Google Form, pe care o să vă rog să-l completați. Și repet, nu vreau să vă gândiți doar la fix la exemplul pe care vi l-am arătat. Poate să fie orice model de machine learning. Mă interesează, este o întrebare cu răspuns liber, pentru că nu există un singur răspuns corect. Și vreau o cauză sau mai multe, nu contează, pentru care credeți că aș putea să obțin un astfel de grafic pe setul, o acuratețe mică pe setul de antrenare, cum poate fi îmbunătățită performanța pe primul model
Apoi, de ce am o acuratețe mare pe setul de antrenare, dar mică pe setul de test? Și cum poate fi îmbunătățită acuratețea pe setul de test? Ok, acum o să dau stop la share și o să aștept răspunsurile voastre. Am și o întrebare. Da, sigur. Ținând cont de faptul că un model era multilayer perceptron și altul era convoluțional? Nu, nu, asta spuneam că nu trebuie să vă gândiți fix okay. La exemplul ăsta pe care eu am prezentat mai mult de dragul exemplului ca să ajung la acel output și să vă arăt hands-on. Mihaela, am o întrebare. Dacă studenții ajung în un proiect de în stadiile propuse pe track-ul ăsta de ML, să zic așa, sau cele din sfera de ML, cam cu ce tehnologii vor lucra? Da, foarte bună întrebare. În primul rând, Python. M-am uitat acum pe o listă de la colegii mei. În general, noțiunile de machine learning sunt nice to have. Noi știm că voi fiind în anul 3, probabil nu ați făcut niciun curs pe partea de machine learning. Deci Python, preferabil TensorFlow și Keras, pentru că Keras ușurează fiind un API peste TensorFlow, ușurează implementarea. Și mai mult se pune accent pe algoritmi, structuri de date și modul de abordare a problemelor. Nu ne așteptăm să știți, să scrieți neapărat în TensorFlow și în Python. Până la urmă, cred că putem să încercăm și cu alte limbaje. Dacă nu mă înșel, pentru multe din proiecte, cred că există posibilitatea să fie probabil transformate și în proiect de licență, de exemplu, pentru cei care trec în anul 4. Cred că da, am auzit cazuri în care chiar s-a lucrat la licență pe parcursul internship-ului. Cred că a fost așa gen o colaborare între firmă și... Eu sunt student în anul 4 și spun că sunt multe cazuri de genul ăsta, că o să-ți dea un avantaj mare. Deci nu uitați, încercați să completați răspunsurile din Google Form pe care Mihaela l-a share-uit aici în chat. Da, l-am pus în chat. Deci mai avem, va trebui să nominalizăm un câștigător până la finalul workshop-ului. Am vorbit cu Răzvan și cred că poate fi nominalizat și după. În vederea analizării răspunsurilor, nu de altceva. Ok.
Deci aici și pe celelalte track-uri, nominalizarea se va face ulterior, ca să putem analiza răspunsul. Perfect, mulțumesc. Eu am tot întrebat și din partea colegilor mi s-a spus că ar trebui să facem în timpul workshop-ului. Cât timp este deschis Google Form? Întreabă cineva pe chat. Cam cât timp mai au? Am zis până la fix, deci să fie 10-15 minute. Ok, perfect. Văd că avem și niște studenți de master aici, Andrei și Gicu. Sper să nu completați formul. Bună, da. O să avem grijă să nu completăm. Spuneai că nu se văd graficele, Gicu, sau... Sugeram doar să se bazeze mai mult pe grafice atunci când vor răspunde. Da, păi în Google Form... folosite, da. În Google Form, nu știu dacă l-ai deschis, am pus graficile pe care le-am obținut și în timp real, în notebook. Da, am deschis ulterior și am văzut, da. Super.
Este în regulă dacă după ce terminăm ieșim? Sigur, nu cred că ne mai întoarcem în prima cameră. Deci, cred că, da, putem să ieșim direct de aici. Mulțumesc pentru timpul vostru și interes. Mulțumesc și noi. O zi bună. La fel. Mulțumesc, o zi bună.